Ți-am promis o tăietură în tăria aia de roșcu. Hai. Ai, frate, ce să-i cer mai mult de atât. Chiar bombă. Ați văzut și voi. Am făcut un versus între John Cutter G5800 modificat de mine și Husqvarna la fel modificată de mine. Diferența mică, mi s-a blocat și lanțul aici la final, că m-am lăsat mai tare pe ea și ăsta, ia uitați și voi cum e lemnul ăsta, e mai nenorocit decât salcă, mă. Are țepi, că el are niște țepi lungi și are inclusiv în trunchi, nu știu cum să vă arăt eu vouă, adică iar e crescut și până înăuntru. Să vedem dacă se văd pe aici, cam așa ceva. O să încerc să văd să caut dacă mai am niște buturugă de asta de roșcov, să o tai pe fibră, să vedem, să o vedeți și așa. Dar e foarte tare. Și dacă puneam a doua tăietură, n-ar fi fost corect, pentru că lemnul deja scădea în dimensiune și da. A doua tăietură a făcut 16 secunde Husqvarna și la prima a făcut 17 cu tocul lemnul blocat. În fine, sunt mulțumit foarte, cu atât mai mult sunt mulțumit de drujbele modificate de mine, că am scos în chinezăria aia, ca așa îi se spune, de G5800, am făcut-o să meargă brici, așa cum mergea și în TMF011 și tot așa. Așa că de ce nu aș fi mulțumit? Hai să vă arăt cu butuca de roșcov să o tai pe fibră.
Haideți să vă arăt, să vedem dacă dăm de ceva pe aici, dar v-am zis că eu chiar am văzut cum se vedeau țepii ăia crescuți înăuntru. Da, uitați mod ce tărie. Ia uitați aici nod. Ia că mai am aici o bucată. Aba. Ia uitați. Ce? E frumos ca lemne, uitați ce. Ce tărie poate să fie. Ce șpan. Pufos am scos. Da, cam asta este. Eu v-am salutat, sănătate și toate cele bune.